Vă salut pe toți. Vreau să vă mai arăt ce materiale, unelte și alte accesorii am mai cumpărat pentru casă. În primul rând am luat o mașină din asta Grundmann pentru un vecin. Nu o să vorbesc foarte mult acum despre ea. O să fac un clip separat, montaj, despachetare, probă, toate detaliile. Am luat un sac de îngrășământ pentru gazon, pentru zonele alea unde nu prea mai crește iarba foarte bine acolo. Și am zis să încerc să mai îmbogățesc un pic zona aia, poate își revine un pic iarba. Am luat câțiva pătrați din ăștia, 4-6 ori 4-6. O să am nevoie să fac un perete fals jos la parter. O să renovez o baie și o să o redimensionez, o să o regândesc din cap până în picioare. Și ăștia o să îmi servească la construcția unui perete fals. Urmă am luat aici niște șipci din astea, niște rigle. Nu mai știu exact tare cât au. Cred că tot undeva la 4-6 cu 18, dacă nu mă înșel. O să le folosesc la montajul lambriului la fațadă, la exterior. O să vedeți la momentul potrivit cum vin montate. Mai am și aici câteva. Pe urmă am luat niște colțare din lemn. În genul ăsta așa, unele de 40 cu 40, unele de 20 cu 20. Le voi folosi la colțuri, acolo unde se termină lambriul. Voi folosi pentru mascare genul ăsta de colțare din rășinoase. La fel o să vedeți atunci când le voi monta. Cum vor veni. Aici am luat niște cherestea de brad rindeluită. Am pus grinda asta de brad peste ele, că unele sunt un pic cam strâmbe. Sunt luate de la Dedeman și oricât m-am uitat eu să aleg ce era mai bun, toate erau un pic cam strâmbe în lotul ăsta. Grinda asta am avut-o de rândul trecut. E o grindă de 4 metri cu 10 ori 10. Aș vrea totuși să vă arăt un pic scândura. Asta este cherestea. Este o scândură cu lungimea de 3 metri, lățime 10 cm și o grosime de 18. Cam așa. Pe astea o să le folosesc să fac niște glafuri la ferestre, la mansarda aici sus și sper să se îndrepte și celelalte până atunci. Dacă nu, o să folosesc cei mai buni din ele și eventual o să mai iau după aceea. Am luat și cele două parazăpezi care îmi lipseau de pe acoperiș, în partea aceea unde ați văzut în clipurile mele că nu am mai pus. Tot aceeași formă, aceeași marcă, bilca, aceeași culoare. Urmă mai luat niște colțare din astea din aluminiu pentru lucrarea aia de jos de la baie de care v-am spus. Am luat gresie, acest model. Este o placă de 45 cu 45 și are glazura asta așa apropiată de un fel de granit, să zic așa, și cu faianță cam în același model și nuanță pentru asorte. Are și un pic de model pe ea.
Asta o să o folosesc așa ca decor. Am luat și faianță simplă, la fel ca gresia, deci netedă, fără model. Pe urmă, tot pentru baie, deci asta este o perdea de duș, împreună cu bara de prindere. Este o bară care se poate prelungi la lungimea la care o să am nevoie. Am luat vopsea pentru baie și bucătărie, două găleți din astea anti-mucegai, și o găleată pentru exterior albă pentru fațadă. Pe urmă am aici niște kit de rosturi pentru gresia și faianța pe care vi-am arătat-o și pe care o să o montez la baie. Și am luat la fel același kit, dar maro, pentru plăcuțele alea care le-am pus eu la soclu, cărămizile alea aparente. Am luat două pungi din astea, sper să-mi ajungă, sunt 10 kg, deci nuanța este teracota, exact asta de aici, din bulina asta. Am luat, bineînțeles, folie din asta pentru protecție, să acopăr pereții, corpurile de mobilier, să nu le murdăresc. Asta este un sifon pe care o să-l montez la baie. Am luat ceva mai mare, așa, că m-am tot chinuit cu din alea mici, care se înfundă și care nu sunt bune de nimic. Asta sper să meargă perfect, să nu mai am probleme cu el. Se va scurge imediat și sper să fie și de calitate, că a costat ceva bani. Am mai luat găleata asta din tablă, pe care o să o folosesc eu ca un ghiveci decorativ pentru grădină. O să-i dau câteva găurele pe fund și o să pun în ea iarbă din aceea decorativă, pe undeva pe acolo prin grădină, pe lângă terasă. Plus alte câteva accesorii, jucării pe care o să vi le arăt rând pe rând. Deci am luat așa un hamac din pânză din asta pentru grădină. De data asta cu baghete din lemn, ca să nu mai mă simt ca și cum aș fi un vierme de mătase în cocun. Clește pentru buloane de 45 de centimetri. Haideți să-l desfac să vi-l arăt. Mai este nevoie să tai, de exemplu, o plasă sudată și sau un lanț, un lacătru, ginitor, orice, și nu e nevoie întotdeauna să apelăm la polizor. Deci așa, ați văzut marca Holzer. Asta mai puțin are importanță. Furtun pentru compresor Airmaster. Ăsta o să-l folosesc la operațiuni de suflat și curățat diverse obiecte, scule, calculatorul, componente electrice, să nu mai chinui cu ăla mare și greu. Asta se strânge imediat și îl pot folosi mai ușor. Capace de plastic pentru stâlpii pe care o să-i montez la gardul de la grădină. O să fac un clip și despre asta altă dată. Un robinet. Vreau să-l schimb pe cel de la cișmeaua din curte, este un pic cam vechi, și am luat unul din asta din alamă. Sper să fie și bun. Cam așa arată. Robinetul ăsta e un pic cam mic, dar
Arată bine deocamdată. Două menghine din astea de strângere de mână de la Wolfcraft. O să le folosesc la diferite operațiuni. Mai prind o țeavă repede de capra de lucru sau o scândură pe care vreau să o tai și vreau să o prind imediat fără să mai folosesc menghinele alea mai mari. Sunt destul de bune, au un arc destul de puternic. Spumă poliuretanică, din aceea pentru volum. Nu mai aveam deloc în casă și întotdeauna se găsește câte ceva de umplut undeva, un gol. Am zis să fie în stoc. Clește tip papagal pentru instalatori. Am mai avut de desfăcut o țeavă, ceva, un cot undeva și mă chinuiam foarte tare cu diferite chei. Și am zis să-mi iau una să fie, Cronus. Asta este o unealtă pentru scos buruieni de prin flori. Vedeți care o tăietură aici, un fel de coadă de rândunică așa. Și se scot bălările foarte ușor de la Varing. Îmi place marca asta de unelte de grădină. Două tuburi de silicon ciocolatiu. Asta o să-l folosesc la peretele exterior după ce o să închid cu lambriu. O să încerc să impermeabilizez unele lucruri, să-i tanșez foarte bine cu silicon din asta să nu se prelingă apa și este exact culoarea vopselei pe care o să o aplic pe lambriu. Sper să-mi ajungă astea două tuburi. Un capăt din asta de săpăligă în formă de inimioară. O să-i montez o coadă și o să-l mai folosesc prin grădină, pe la flori, la fânat sau scos diferite bălării care mai cresc pe acolo. O șurubelniță din asta cu mâneri în T, tot de la Wolfcraft. Se aplică aici în capăt un bit și se strânge manual. Am avut ocazii când, de exemplu, șurubelnița electrică nu poate să ducă și atunci trebuie să înfiletezi manual un autoforan sau un șurub. Și cu asta o să pot să forțez foarte bine să intre șurubul respectiv. O pilă, iată, mai ascut, de exemplu, cuțitul de la mașina de tuns iarba, să nu mai folosesc flexul pentru că taie cam mult și o să se tocească prematur. Șuruburi pentru lambriu, să prind lambriul de șipcă, 500 de bucăți, 3x45, eu am luat 1500 de bucăți, sper să îmi ajungă. Dacă nu, o să mai iau o altă pilă triunghiulară Mob. Asta mi se pare că e o firmă românească, dacă nu mă înșel eu. Tot la fel pentru a ascuțit diferite scule sau ceva din astea tăietoare, ca de exemplu foarfecă. Asta e un pic în firea voia, dar e bună pentru lucrări din astea, mai tai o sfoară cu ea, câte ceva. Burghiu pentru lemn, iată, 6 cu 19 lungime. O să-l folosesc în general la pregăuriri, atunci când vreau să înfiletez, să înșurubez, de fapt, șuruburi din acelea mai groase la diferite lucrări de dulgherie. Un prelungitor pentru biți, tot iată. Sunt curios să văd dacă este un pic mai bun decât ce am eu până acum.
un lanț din ăsta pentru bicicletă cu cablu împletit, două pânze pentru fierăstrăul pendular de la Bosch, modelul T101B, sunt pentru tăierii mai fine. Ce am eu acum sunt pentru tăieri rapide și pentru lambriu nu prea erau potrivite, așa că le-am luat pe astea două, sper să îmi dea o tăietură mai curată. Ac de trasat pentru metale, să nu mai folosesc marcare care se usucă imediat. Ăsta are un vârf ascuțit aici în capăt și se trasează pe suprafață de lucru foarte ușor. Rămâne acolo, nu se șterge, nu se... Adică este foarte potrivit pentru lucrări cu metal. O lanternă pentru cap, Hof. Este bună în special în zone în care iluminatul este foarte slab și ai nevoie de ambele mâini să lucrezi. Asta chiar este foarte utilă. Un set de lame noi pentru cutter, un punctator pentru metale. Se folosește pentru a însemna locul unde urmează să faceți o gaură cu un burghiu, într-o țeavă, într-o platbandă, în orice, sau acolo unde urmează să înșurubați un autofiletant. Ochelari pentru protecție. Îmi place foarte mult modelul ăsta că are o lentilă, să-i spun așa, foarte lată și acoperă foarte bine partea ochilor. În plus, sunt făcuți dintr-un policarbonat transparent și cu ăștia chiar nu am niciun fel de problemă. În ciuda faptului că sunt mai ieftini decât aia profesional pe care i-am eu, de la aia mă cam doare capul în primele 15-20 de minute, în schimb cu ăștia nu am niciun fel de problemă și ăștia nu costă decât undeva la 5 lei și ceva. Partea proastă este că se mătuiesc foarte repede, de la polizat în special, dar sunt ieftini și se merită să iau de fiecare dată când se strică. Bandă din fibră de sticlă autoadezivă pentru lucrările de la baie. Asta se folosește, se lipește între plăcile de gips carton și pe urmă se aplică cu șpaclul sau cu glețiera rigips Ipsos, practic, sau din acela special pentru plăcile de gips carton. Alte șuruburi pentru lambriu. Aspersor de grădină cu trei brațe rotativ Grundmann. Eu am mai avut unul de ăsta și am fost foarte mulțumit de el, dar l-am dat lui sora mea să-l folosesc ea și eu am luat altul. Hai să vă arăt cum este în cutie. Deci are aceste trei picioare. Capătul ăsta se înfiletează foarte ușor aici. Și pe urmă doza de la furtun se conectează aici. Știți sistemul. Și aceste brațe, să le spun așa, au un reglaj aici și îl reglați în funcție de în ce direcție vreți să vă stropească. Pe urmă, când vine presiunea pe furtun, astea trebuie să se rotească așa, iese și pe aici. Chiar udă foarte bine, în special cei care aveți gazon acasă. Ăsta e foarte bun aspersorul ăsta și e bine că nu trebuie să înțep mereu pământul acolo unde vreau să-l pun. Îl pot muta foarte ușor. O față de masă din aceasta roșie cu alb pentru masa de la terasă. Mi se pare că e așa veselă și o să dea foarte bine acolo la terasă. Am mai luat grund pentru lambriu. Nu prea mi-a ajuns ăla
pe care l-am luat eu prima dată și de la Policolor și nici nu am mai găsit pe stoc, așa că am luat din ăsta de la Kyober. La fel, protecție împotriva carilor, ciupercilor și mucegaiului. Sper să fie la fel de bun. Asta era un pic mai ieftin decât ăla, dar eu cred că o să aibă același efect asupra lemnului. Și am luat mai multe cutii să mi-ajungă, pentru că ăsta se consumă foarte repede, fie că îl aplic cu pensula, fie la pistol, la volumul de lemn pe care l-am eu de grunduit, se termină cam repede. Și câteva accesorii pentru polizorul unghiular cel mic. Ăsta este un disc pentru șlefuit, pentru metale, 120 granulația, deci din acela mai fin, ori pentru metal, ori pentru lemn, cred că se pot folosi la ambele lucrări. Klingspor, e o marcă bună asta, Klingspor. Un altul cu o granulație de 40, deci un pic mai aspru. Asta o să-l folosesc atunci când vreau să iau mai repede din suprafața pe care vreau să o șlefuiesc, fie lemn, fie metal. Și pentru finisare o să dau formă cu acel albastru. Și mai am un disc pentru degroșat de la Bosch. 125 și cu grosime de 6 mm. Și cam asta este ce am cumpărat deocamdată pentru casă. Deci materiale de construcții, unelte, accesorii pentru lucru. Atunci când o să mai cumpăr, o să vă mai arăt ce am mai luat și la ce o să le și folosesc. Deocamdată vă mulțumesc pentru vizionare și vă doresc mult spor la toate treburile pe care le aveți.